Un medic din Iași a reușit performanța prin care și-a tratat pacientul doar printr-o videoconferință. Timp de 2 săptămâni, atât cât a durat terapia la distanță prin telefon, doctorul Orest Bolbocean a pus pe picioare o femeie din Pitești, imobilizată la pat din cauza unor dureri insuportabile. Mai multe luni la rând, Gabriela Horobeanu s-a confruntat cu dureri mari de spate și de picioare. Medicii la care a bătut la ușă i-au spus femeii că nu mai au cum să intervină. Și asta după ce, în trecut, fusese operată de câteva ori de hernie de disc. Din februarie. Deci în februarie au început crizele puternice, am stat 2 săptămâni în spital în Pampers, după aia am venit acasă că am avut niște dureri groaznice. Deci nu puteam să merg decât din dormitor până în baie. Fica femeii, indignată de suferința necruțătoare a mamei sale, a încercat să caute soluții. L-a găsit pe o rețea de socializare pe cel care avea să-i vindece mama. Este vorba de medicul neurolog Orest Bolbocean din Iași, specialist în terapie manuală, kinesiologie aplicată, dar și în metoda PDTR, prin care vindecă durerile după ce identifică răspunsul receptorilor organismului. Știa de la o cunoștință că este doctorul care ia durerea cu mâna. Nu știam cum să mă exprim ca să înțeleagă exact ce are mama, dar până la urmă ne-am înțeles. Îmi doream foarte mult să o fac bine, era singurul meu țel, am zis că orice s-ar întâmpla, eu trebuie pe mama să o pun pe picioare. Vorbind prin conferință video, nu se auzea foarte bine și atunci trebuia să ne cam chinuiam să ne înțelegem, dar am reușit să comunicăm bine. Uitându-ne, făcând această videoconferință, am rugat-o să facă diverse teste, să tragă piciorul, să îmi doaie, să facă diverse mișcări și atunci 80% din durerile mele erau o problemă de compresie pe nerv, dar nu la nivelul spatelui, ci la nivelul genunchiului. Am rugat fiica, am arătat propriu-zis cum să găsească și unde să găsească zonele care trebuie tratate și a avut timp pe acasă, timp de 4 zile, să facă respectivul masaj, un pic de exerciții foarte ușoare și am pat. Ulterior am comunicat așa, pe etape. După a doua zi, domnei m-a apelat, fata m-a apelat, mama este mai bine. Cam 15 minute de 2 ori pe zi, îi făceam dimineața și seara înainte de culcare și apoi vedeam efectiv ce zicea și mama, că de la zi la zi se simțea din ce în ce mai bine, creștea și, nu știu, era și mai jovială, mai veselă și atunci am fost foarte bucuroasă. Pacienta din Pitești, însoțită de fiica ei, a venit la Iași ca să-și cunoască medicul care a reușit să o trateze prin conferință video. Timp de 1 săptămână, ea va mai beneficia de ședințe de terapie manuală cu medicul Orest Bolbocean.